textul este unicul dor al vieții mele și să văd națiunea mea fericită, pentru care după puterea înțelepat până acum, durere, fără mult succes, ba tocmai acum cu întristare văd că speranțele mele și jertfa adusă se prefac în nimica. Nu știu câte zile mai pot avea. Un fel de presimțire îmi pare că mi-ar spune că viitorul este nesigur. Voiesc tare și hotărât să dispun, ca după moartea mea, toată averea mea mișcătoare și nemișcătoare să treacă în folosul națiunii pentru ajutorul la înființarea unei Academii de Drepturi, tare crezând că luptătorii cu arma legii vor putea scoate drepturile națiunii. Cântei, 20 decembrie, Avram Iancu, advocat și prefect emerit. 150.